În această perioadă, înscrierile la grădiniță pentru anul școlar viitor sunt întoi. În majoritatea grădinițelor din Drobeta, Turnu Severin, numărul cererilor de înscriere depășește numărul locurilor disponibile. În aceste situații vor fi aplicate criterii de departajare a prichindeilor. În Mehedinți, 5.900 de locuri sunt disponibile la grădinițe. Părinții care au copii cu vârste între 3 și 6 ani pot depune dosarele de înscriere la grădiniță pentru anul școlar viitor. Cererile pot fi înaintate și online. Au început înscrierile celor care vin pentru prima oară la grădiniță, pentru cei mai mici de 3 ani. Avem în total un număr de 5.905 elevi, copii, locuri, care pot fi ocupate de către preșcolari, dintre care 2040 avem la program prelungit. Copiii trebuie să înscrie la grădinița la care doresc, părinții trebuie să înscrie, și avem anumite criterii în cazul în care numărul înscrierilor, numărul de cereri depășește locurile pe care le poate oferi grădinița. Din cele 5.900 de locuri, 2.000 sunt alocate unităților cu program prelungit și reprezentanții creșelor spun că numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile. Pentru creșe, înscrierile încep în luna iulie, iar solicitările sunt foarte mari încă de acum. Avem la momentul acesta un număr de 155 de locuri disponibile pentru anul școlar viitor. Sunt solicitări mult mai multe, dar este un lucru știut că deocamdată, la nivelul municipiului, locurile în creșă nu sunt suficiente. Vestea bună este că în perioada următoare vom avea un număr mai mare de locuri, având în vedere că primăria a demarat procedura pentru construirea 4 noi creșe pe raza municipiului. Creșa numărul 22 are un număr de 100 de locuri, dintre care toate sunt ocupate. Astăzi sunt prezenți 80 de copii, iar structura personalului este asistenți medicali, îngrijitori de copii și educatori. Un număr total? Un număr total de personal, 30. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă copii ale certificatului de naștere al copilului, ale actelor de identitate ale părinților, adeverință de la angajator pentru fiecare părinte, o adeverință privind starea de sănătate a copilului și avizul epidemiologic.